Bine ați revenit să ne gândim. Întrebarea anterioară a fost legată de un sistem de scripeți. Două întrebări. Prima, ce se întâmplă dacă trag de partea din dreapta a firului, cea legată de dușumea? Deci prind de acel fir și trag în jos de el. Ce se întâmplă în acest caz? A doua întrebare, ce se întâmplă dacă scoatem suportul albastru pe care stă greutatea marcată? Adică dacă ajungem în această situație pe care o vedeți acum în desen. Pentru a găsi răspunsul corect, trebuie să știți ceva. Și anume că forța care întinde firul care trece peste un scripete, adică tensiunea din fir, este aceeași într-o parte a scripetelui cu cea din partea cealaltă a scripetelui. Deci tensiunea din fir nu poate fi diferită dacă scripetele se rotește foarte ușor și ăsta este cazul nostru. Priviți acest desen. Nu pot să întind firul de o parte a scripetelui fără ca el să se întindă și de partea cealaltă. Așa că forța care trage de fir într-o parte trebuie să fie egală cu forța care trage de fir în partea cealaltă. Dacă una dintre aceste două forțe crește, scripetele se rotește până când cele două tensiuni se echilibrează din nou. Știu din experiență că unii vă gândiți acum în felul următor. Dar dacă am un fir peste un scripete și la capetele lui atârn două corpuri cu greutăți diferite, nu va fi mai tare întins firul acolo unde greutatea e mai mare decât acolo unde greutatea e mai mică? Ei bine, nu. Priviți acum acest desen. Corpul din dreapta are greutate mai mare decât cel din stânga, dar tensiunea din fir este aceeași de o parte și de alta a scripetelui. Iar tensiunea este mai mare decât greutatea mică, dar mai mică decât greutatea mare. Adică valoarea tensiunii este între cele două valori ale greutăților corpurilor care atârnă. Și tocmai de aceea, corpul mai greu coboară accelerat, forța care trage de el în jos, adică greutatea, este mai mare decât forța care trage de el în sus, adică tensiunea din fir, în timp ce corpul mai ușor urcă accelerat, pentru că forța care trage de el în sus, tensiunea din fir, este mai mare decât forța care trage de el în jos, greutatea lui. Știm foarte bine că asta se întâmplă dacă avem un astfel de sistem. Corpurile nu sunt în echilibru, se pun în mișcare, tocmai datorită faptului că forțele arată așa cum vedeți în desen. Dacă vreți să știți cum putem calcula valoarea tensiunii din fir și accelerația celor două corpuri, vă recomand primul meu clip, care are titlul Fizica pentru bacalaureat, examene și concursuri, mecanică 1. Găsiți linkul în descriere. Acolo, începând cu minutul 6:45, găsiți toate calculele legate de o astfel de problemă. Cum ne ajută ceea ce tocmai v-am spus la găsirea răspunsurilor la întrebarea noastră? Să vedem prima situație. În montajul nostru există un singur fir. Capătul din dreapta este legat de dușumea, capătul din stânga este legat de axul scripetelui din mijloc, scripetelui mic din mijloc. Pentru că avem un singur fir, înseamnă că avem o singură tensiune. Firul este la fel de întins peste tot. Dar dacă avem aceeași tensiune peste tot, atunci cum de este în echilibru scripetele mic din mijloc? Voi vorbi de acum încolo despre el, pentru că în acest caz el este singurul care se poate mișca. Dacă avem două părți ale firului care trag de scripetele din mijloc în sus și un singur fir, capătul firului care trage de el în jos și cele trei tensiuni, le vedeți în desen, sunt egale, atunci scripetele n-ar trebui să urce? El nu urcă pentru că mai există o forță, greutatea lui. În enunțul întrebării am spus că scripeții au greutăți, dar greutățile lor sunt foarte mici în comparație cu greutatea care e pusă pe suportul albastru pe care am numit-o greutatea marcată.
Deci, scripetele mic din mijloc este în echilibru, pentru că asupra lui acționează patru forțe, așa cum vedeți în această ecuație. În jos acționează tensiunea din fir și greutatea, și în sus cele două tensiuni din cele două părți ale firului care trag de scripete în sus. Și asta înseamnă, dacă vă uitați la această ecuație, că tensiunea din fir este de fapt egală cu greutatea acestui scripete. Firul stă întins din cauza greutății scripetelui mic din mijloc, iar tensiunea din fir este egală cu greutatea. Și acum, ce se întâmplă dacă tragem de capătul din dreapta al firului, de firul din dreapta? Atunci vom mări un pic tensiunea din fir. Dar atunci, aici nu mai avem egalitate. Dacă cele trei tensiuni din ecuația noastră cresc, atunci forța totală care trage de scripetele nostru în sus devine mai mare decât forța care trage de el în jos, pentru că greutatea nu s-a modificat. Și înseamnă că, în acest caz, scripetele nostru trebuie să se ridice, trebuie să urce. Faptul că scripetele mic din mijloc trebuie să urce dacă tragem de firul din dreapta se poate explica și altfel. Pe măsură ce lungim partea firului din dreapta, trebuie să se scurteze partea firului care trece peste scripeți, pentru că lungimea totală a firului nu se schimbă, rămâne aceeași. Și lungimea firului din stânga, partea care trece peste scripeți, nu se poate micșora decât dacă scripetele mic din mijloc urcă. Să vedem de ce. Deasupra scripetelui despre care vorbim, cel care se poate mișca, sunt două porțiuni ale firului, adică firul este dublu, pe când sub el avem un singur fir. Înseamnă că dacă acest scripete coboară, crește lungimea ambelor fire de deasupra și scade tot cu atât lungimea unui singur fir, cel de sub el. Deci crește lungimea pe două porțiuni ale firului, dar scade doar pe o porțiune, ceea ce înseamnă că lungimea totală crește. Dar noi tragem de firul din dreapta, ceea ce înseamnă că lungimea părții din dreapta crește, și atunci partea din stânga trebuie să-și micșoreze lungimea. Și pentru asta trebuie să scadă lungimea celor două porțiuni de fir care țin scripetele, chiar dacă pentru asta crește lungimea firului de sub scripete. Pentru că scad două lungimi și crește una singură. Pentru cei interesați, voi pune pe ecran și un calcul făcut de domnul Dumitru Antonie, îi mulțumesc pentru colaborare, unde puteți vedea cum se poate calcula cu cât urcă scripetele dacă tragem de firul din dreapta pe o anumită distanță. Cei interesați pot opri derularea filmului ca să urmărească acest calcul. Același lucru se întâmplă și în al doilea caz, adică dacă scoatem suportul greutății marcate, tensiunea din fir va crește când eliberăm sistemul și în acest caz, pentru că greutatea marcată trage de scripetele mari în jos și din nou partea din dreapta a ecuației va avea o valoare mai mare decât cea din stânga și scripetele mic din mijloc începe să urce. Dar există o diferență între ceea ce s-a întâmplat în primul caz și ceea ce se întâmplă acum. Acum, greutatea marcată coboară. De ce? Pentru că atunci când scripetele mic din mijloc urcă, se scurtează partea firului de deasupra liniei din desen. Dar lungimea totală a firului rămâne aceeași, ceea ce înseamnă că trebuie să se lungească partea firului de sub linia din desen. Și acest lucru nu se poate întâmpla decât dacă greutatea marcată coboară. În final, încă ceva. Are rost să legăm scripeții așa cum sunt legați în montajul nostru? Nu. Scripetele mic din mijloc urcă de fiecare dată până ajunge în poziția din desen. Și din acel moment, sistemul devine echivalent cu sistemul din acest desen, care la rândul lui este echivalent cu sistemul din al treilea desen, adică cu un sistem dublu de scripeți, unul fix și unul mobil. Răspunsul corect este deci că în ambele situații scripetele mic din mijloc
urcă, dar în cazul al doilea se mai întâmplă ceva, greutatea marcată coboară. Două răspunsuri corecte, Dumitru Antonie, ca de obicei, un răspuns corect, Iosif Andrei. Le mulțumesc și acum întrebarea de azi. Sunt sigur că ați auzit multe probleme în care trebuie să ajungem la un anumit volum de apă folosind vase de diferite capacități sau în care trebuie să împărțim un volum de apă în mai multe părți folosind două sau mai multe vase. Azi vă prezint o astfel de problemă care, din câte știu, sper să nu mă înșel, este foarte veche, fiind deja menționată într-un manuscris vechi de vreo 900 de ani. Problema este un pic diferită de majoritatea problemelor de acest fel, pentru că nu avem voie să aruncăm o parte din apă și nici nu avem o sursă de apă la dispoziție. Avem doar trei vase și putem doar să turnăm apă dintr-unul în altul. Să vedem. Aveți trei flacoane în textul inițial, în varianta veche, cu siguranță nu era vorba despre flacoane, probabil erau sticle sau butoiașe, cine știe. Și cele trei flacoane au volumele 3 litri, 5 litri, respectiv 8 litri. Primele două sunt goale, iar al treilea, cel de 8 litri, este plin cu apă, deci conține 8 litri de apă. Și întrebarea este următoarea. Cum putem, doar prin turnarea apei dintr-un vas în altul, să împărțim apa în două volume egale? Adică să avem 4 litri, 4 litri. Pentru că există mai multe variante, să vedem cine găsește varianta care presupune cele mai puține acțiuni de turnare a apei dintr-un vas în altul. Mulțumesc pentru atenție, succes, la revedere!